Producătorii de legume au început să înțeleagă că tehnologia îi ajută și că detaliile pot face diferența între profit și pierdere. Tot mai mulți își dau seama că banii cheltuiți, de pildă, pe dotarea solarilor reprezintă o investiție care le va aduce anul următor un profit mai bun. Au apărut în România chiar și seminarii care le prezintă fermierilor ultimele tehnologii și învață să le folosească, precum cele susținute de câțiva ani de Marcoser. Prima oprire pentru anul acesta a fost la Filipești de Târg, în județul Prahova. Nu prezentăm produse, ci strict tehnologie sau metode, aspecte care să-i avantajeze pe fermieri în lupta contra prețurilor, lupta contra lipsei de productivitate. Tehnologia de aplicare a produselor fitosanitare, a producerea tehnologie de producerea răsadurilor, tehnologia de fertilizare, fiecare pas în parte. Legumicultorii din zonă au oferit un feedback pozitiv acestor seminarii, în bună parte și pentru că în 2014 vremea nu a fost favorabilă agriculturii, salvarea venind exact din partea tehnologiei sau prin folosirea spațiilor protejate. Spațiul protejat ne-a ajutat foarte mult, dar să ne desfășurăm lucrările la tipul care a trebuit și plus am putut să evităm perioadele de ploi foarte îndelungate. Vă rog să și mai vede încă la timpul ăsta, cultura încă mai este în viață. Seria de prezentări va continua până în luna februarie în cele mai importante zone agricole din țară și din Republica Moldova.